Și în aceste zile în țara românească nu se moare numai de virusul ucigaș, ci și de genunchiul polițiștilor, din păcate, domnilor și domnilor, sau de anumiți genunchi ai anumitor polițiști. Imaginile cu bărbatul pus la pământ și sufocat, practic, de oamenii legii, sunt copii la Indigo cu cele care au stârnit revolta maselor în Statele Unite ale Americii în urmă cu un an. Și mă refer aici cât se poate de concret la uciderea lui George Floyd, primită cu mult mai puțină toleranță, să spun, de poporul american. Inițial reținuți pentru purtarea abuzivă și lovituri cauzatoare de moarte, cei doi agenți de poliție au fost plasați în urma unei hotărâri judecătorești sub arest preventiv pentru 30 de zile. Domnul Roșca Stănescu, avem vreo garanție că după nebunia asta, în care deja se invocă proceduri, se invocă cursuri și norme de instructare a agenților de ordine de pe stradă și așa mai departe, cum ar face orice avocat inteligent care vrea să-și salveze clientul, nu se va mai întâmpla încă un abuz și încă un abuz și încă un abuz de tipul ăsta? În Statele Unite, după mizeria care s-a produs acolo, au ieșit în stradă sute de mii, dacă nu cumva milioane de persoane. În România n-a ieșit nimeni în stradă pentru asta. Și e bine să reținem, să punem deoparte această constatare amară până la urmă, pentru că este o lipsă de reacție a populației față de un abuz extrem de grav. Nu avem nicio garanție, pentru că chiar spre deosebire de Statele Unite, aici polițiștii nu sunt pregătiți. Ei sunt făcuți pe picior, îmbrăcați în haine militare câteva ore, de azi pe mâine, nu sunt instruiți și eu sunt convins că acest polițist ucigaș nu a intenționat să ucidă un om, dar nu a știut cum să aplice procedurile pentru... Dumnezeu, că nu vă supărați. S-a lăsat cam tare pe capul omului. Că atâta timp cât îi zdrobești asta, nu e ca și cum, nu vă supărați pe mine, l-a prins pe om într-o încleștare și de acolo i-a alunecat ceva. Nu, i-a zdrobit căpățână. El a făcut-o ca pe Maidan, pentru că a trăit pe Maidan, a fost îmbrăcat în politici și a procedat ca pe Maidan. De data asta însă a nimerit peste un om cu anumită vârstă și l-a ucis pe Maidan, s-a luptat, s-a bătut cu oameni mai tineri și, mă rog, a reușit să nu-i ucidă pe aceea. Da, iertați-mă, omul avea și palmares, pentru că la 21 de ani de zile mai fusese cercetat pentru un furt, domnul polițist. Dă 8.000 lei, atâta tot. Tocmai asta vă spuneam. Siguranță și încredere, ca să zic așa, nu? Pe Maidan și au îmbrăcat în uniforme. Nici măcar nu s-au uitat în trecutul lor să vadă... Păi nu stați un pic, e trecutul recent. Că Ciordeala, de care a acuzat tot în uniformă de polițist, a comis-o. Este și mai grav și probabil că ar trebui destituiți șefii lui. Adică cei care l-au... numit, care l-au promovat, care l-au adus acolo unde a putut să ucidă. Domnule Diaconu, ne aducem aminte de un caz care tot în această pandemie, în starea de urgență, a șocat opinia publică. În urmă cu un an de zile, mai exact, un tânăr a fost, cred că vă reamintiți, ucis de polițiștii care au fost chemați de vecini pentru aplanarea unui scandal. Polițiștii au tras 6 gloanțe în corpul lui, iar după ce bărbatul a căzut în picioare, au început să-l lovească cu picioarele. Tânărul a murit, iar cei care l-au ucis sunt, să vedeți, surpriză, în libertate. Hai să ne aducem aminte împreună. Domnule Diaconu, și vă rog să luați microfonul, e o faptă petrecută fix aici lângă Casa Scânteii, acum un anișor de zile. Era ministru domnul Vela. Văd că schimbarea totuși de la domnul Vela la domnul Bode este că
măcar, cel puțin aparent, nu-i mai țin în brațe. Ăștia ai lui Bode sunt la arest, ai lui Vela sunt în continuare în exercițiu funcțiuni. Da. Mă întorc o clipă la povestea cu cel de la Pitești. Da. Să-l odihnească. Comparația cu America nu stă în picioare, pentru că acolo e în spate povestea cu Freud, dar are în spate chiar istoria lor. Efectiv istoria lor. Sunt mult mai multe lucruri și altă presiune. Călcatul pe gât și pe cap e similar. Da, 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 sigur, sigur, cu asta, da. Fizică, dar reacția așteptată, mă rog, sau care ar trebui să, care poporul român ar să aibă în asemenea situație, nu e cazul să existe aici, pentru că acolo e alt subiect. Este istoria lor arată altfel, cu totul. Deci era normal să se întâmple așa în America, însă, din fericire, vedeți, le numărăm totuși odată pe an sau odată la un an se întâmplă lucruri de tipul ăsta și poți să zici că sunt cazuri izolate care trebuiesc nu pedepsite, ultra pedepsite, pentru că exact cei care trebuie să ne apere câteodată, foarte rar, din fericire, fac astfel de abuzuri, ei trebuie pedepsiți cu atât mai mult și mai tare decât un altul care, nu știu, un civil sau un oarecare care nu are în mână nici uniforma, nici instrumente și așa mai departe. Și nu e chemat să ne apere. Deci e foarte clar lucrul ăsta. Însă sunt cazuri punctuale și n-aș vrea deloc să se întindă subiectul ăsta pe întreaga poliție română, că nu e adevărat. Bun, stați un pic. N-a zis nimeni că toată poliția română omoară oameni. Fac observația asta nu pentru dumneavoastră. Nu pentru dumneavoastră, da? Fac observația asta. Pentru public, okay, pentru... Dar iertați-mă, acolo unde se impune, se impune, nu vă spune. Sigur că da, sigur în că da. Foarte multe țări de la care luăm noi lumină, în cazuri de genul ăsta, demisionează toată structura, de jos în sus sau de sus în jos, spuneți-i dumneavoastră cum vreți. Că da, de la ministru, da, până la șeful de secție unde era angajat ciorditorul ăla care a pus capul pe piciorul pe gâtul omului, și aici, sau invers. Și aici, deci pedepsirea acestor gen de fapte trebuie foarte puternică și imediată. Asta am spus și eu, fără discuția asta. Dar din asta să nu înțelegem, de asta zic, să nu asemene cu ce se întâmplă în America, că în America se întâmplă foarte des lucruri de tipul ăsta, fiindcă asta altă istorie și altă poveste. Încep să se întâmple și la noi și nu neapărat în diferență de culoare de piele, domnule. Nu atât de des. Pe mine nu mă îngrijorează încă lucrul ăsta, sunt accidente. Aici putem vorbi de altceva, de o deprofesionalizare, de o deprofesionalizare în toate domeniile și în toate meserile. De deprofesionalizare putem vorbi, de amatorism. Auzeam azi în mașină, mergând, se făcea o explicație, mă rog, 10 luni de școală. Păi cum adică 10 luni de școală? Ce școală e pentru agenții de poliție? Păi stați un pic, că sunt unii care au 6 luni. Păi vedeți despre ce vorbesc? Este imposibil. Da, este și care imposibil. După aia vin și îți dau cu procedurile în cap și spun că i-a pus piciorul pe gât conform procedurii, doamna Dușoșoacă. Îmi permiteți să intervin, vă rog? Chiar vă rog. Bun, deci ideea este în felul următor. Pare rău pentru domnul Diaconu sau poate îmi pare bine că nu știe că este ferit de asemenea acte, dar eu cunosc astfel de polițiști care fac asemenea abuzuri nu de anul ăsta, dar mai mult în anul acesta pentru că legea le permite. Da, și-au luat viteză. Da, iar în anii anteriori, vă spun, este plină țara de astfel de abuzuri făcute de poliția română, care a rămas de poliția locală, în primul rând. Există și polițiști și jandarmi care au distrus efectiv vieți, care au lăsat infirmi oameni, iar în ultimul an pentru o amărâtă de mască, pentru o contravenție. Să știți că nu este numai vina lor, este vina și ministrului de interne, este vina și prim-ministrului și mai ales a domnului Raed Arafat cu prostiile lui. Stați un pic, Raed cu cei de... Doamnă, eu îl detest pe Raed Arafat, dar cu cei de vină la afacerea asta. Vă spun și de ce. Toate ordinele date de el sunt de psihoză a poporului român. Atât de mult a nebunit lumea cu frica de acest carcalac, eu nu pot să zic COVID, e un carcalac. Încât nu mai e nimeni normal la cap în aceste structuri și vă spun, încercați să cercetați, primesc comisioane, primesc bonusuri la salariu dacă au amenzi ale oamenilor pe care îi prinsă fără bodniță și dacă au dumneavoastră oameni dumneavoastră da. Spuneți că sunt stimulați financiar în funcție financiar. De cuantum amenzilor date? Da. Dar sunt stimulați financiar, din păcate. Avem și noi un fluturaș de salariu al unuia, doamnă, să-l vedem? O să le vedeți în plângerile penale pe care le-am înaintat. Abia le aștept. Eu aștept odată procurorii să-și facă treaba și doi, mamă, spuneți-mi și mie, care-i greșeala acelui om
pentru a fi pus la pământ, încătușat și ținut piciorul pe gâtul lui. Ce greșeală a făcut? Asta e o bună întrebare. Domnul Ungurean, dumneavoastră ați identificat în încreșterea aia vreo greșeală făcută de omul ăla, totuși în vârstă de 63 de ani? Știți care este totuși diferența între România și America? Este uriașă. Da, din punct de vedere al nivelului de trai, în primul de rând. De cultură organizațională, în primul rând, când vorbim despre instituții. Eu aș fi vrut să-l văd pe domnul Bode, alături de șefii acelor polițiști, într-o analiză unde s-a greșit, unde ar fi trebuit să se facă mai mult, ar fi trebuit să vorbim despre lipsa de antrenament a acestor structuri, pentru că asta s-a întâmplat, dacă vă aduceți aminte, pricepere, și la Bacău. Și de pricepere, domnul Ungurean, exact, numai de antrenament. Exact. Vorbim și despre ce s-a întâmplat la Bacău, la faptul că șefii de acolo sunt bine mersi, adică cel mai greu în țara asta este că nu găsim niciodată pe cineva care să răspundă de ceva și care să ne spună cu subiect și predicat sau ce se găsim poate face. Sau când mic și fraier, domnul Ungureanu, hai să fim sinceri. Cel mai important lucru, ce facem după? Scuze, cazul de la Brăila cu copilul acela în balta de sânge, îl mai țineți minte? Da, doamnă, eram în direct, eu l-am dat pe postul. Eu am vorbit ulterior cu Tony, cu băiatul respectiv, am sunat până când am luat legătura cu el, pentru că îl voi ajuta în acest dosar. Am luat legătura cu poliția noaptea aceea, am înregistrat absolut toate conversațiile la 112, precum și la poliția Brăila. Știți ce mi s-a spus pe la 3 dimineața când am revenit? Și datorită telefonului meu în urma emisiunii cu dumneavoastră, domnule Ciutacu, de-abia atunci au trimis salvarea după ce i-am ieșit din emisiune și am sunat la 112, de-abia atunci au sesizat că și că băi, ne omoară șoșoacă. Și a trimis salvarea, ca să vă închipuiți în ce hal funcționează țara asta și pe noi ne sperie un carcalac care nici măcar nu a fost descoperit până acum decât la ATI eventual.